Dragilor, astăzi alături de noi este Otilia Manteler o dragă prietenă, psiholog și psihoterapeut, și vorbim pe marginea cărții Terapia Sistemelor Familiale Interne, Dinamica Părților noastre Interioare în Procesul de Vindecare și Integrare, de Richard Schwarz. O carte, spun eu, extrem de, de importantă și o abordare, aș spune, inovativă despre care, iată, vom, vom intra, să spunem, în să. Desclărcim ițele acestei, acestei abordări terapeutice, acestei orientări. Și aș începe, Otilia, cu definirea unui cadru un picuț mai general despre ceea ce înseamnă gândirea sistemică. Ce înseamnă gândirea sistemică, sau pe scurt, această terapie a sistemelor familiare? Cu ce ne ajută? Da. Um... Mulțumesc de întrebarea asta, că e o întrebare foarte bună pe care ne ajută nu doar pe noi, pe psihoterapeuți, ci și pe cei care nu lucrează în domeniu. Ne ajută foarte tare să știm că noi ne naștem nu cu un psihic unitar, ci cu mai multe părți. De la premisa aceasta pornește și teoria lui Richard Schwartz și nu numai el, ci și, uite că noi am mai vorbit și în alte ocazii de... De constelațiile intenției și de alte și de Gabor mate, am mai vorbit. Și uh, toți acești autori uh, care se concentrează, care abordează trauma psihică, au văzut că noi ne naștem uh, cu un psihic împărțit în mai multe părți. Uh, o gândire sistemică înseamnă să mă uit la părțile astea interne ale mele și să le văd ca pe o familie, ca pe un sistem care colaborează unul cu celălalt, astfel încât sufletul meu, psihicul meu să rămână în echilibru. Deci există gândirea sistemică a familiei, exist există teoria, teoria, terapia de familie, terapia sistemică, da? unde ne uităm nu doar la un individ din cadrul familiei, ci la întreaga familie, să vedem cum se, cum se influențează unul pe celălalt, care sunt rolurile pe care și le atribuie subconștient. Ei, același lucru a văzut Richard Schwartz că se întâmplă și în interiorul persoanei, Că și noi, în interiorul nostru, avem o mini familie, chiar cu mai mulți membri decât o familie normală, da uneori cu peste 10 membri, toți având un rol foarte bine stabilit, toți având legături unii cu ceilalți în interiorul nostru. Și este fascinant să ne cunoaștem parte cu parte de-a lungul vieții, astfel încât să, să ne înțelegem mai bine. Pentru că tot pomeneai de roluri, hai să le și amintim un pic aceste uh, roluri. Uh, pentru că ai spus că uh, și asta este un lucru foarte important: faptul că nu este o carte uh, și, în general, teoria sistemului familiale doar pentru specialiști, doar pentru psihologi sau psihoterapeuți, ci și pentru omul comun de pe stradă care vrea să afle mai multe uh, lucruri și să se auto cunoască, să se autodescopere prin intermediul acestei abordări, acestei terapii. Deci, ce sunt rolurile? Managerii, exilații, protectorii, pompierii, de care iar amintește Richard Schwartz în carte. Da. Richard Schwartz spune așa, că există un sine cu care ne naștem și care cumva este nealterat de traumă și vorbim poate puțin mai târziu despre sine, despre sinele nostru, există părți exilate și există părți protectoare. Acum, părțile astea exilate sunt părțile care au fost rănite în, în interacțiunile traumatice cu figurile de atașament. Asta înseamnă că sunt părți care au trăirile traumei, sunt părți din noi care trăiesc durere. Care trăiesc vulnerabilitate fără protecție, frică, groază, panică, furie, durere. Da? Deci, sunt părți care au trăiri foarte puternice. Iar pentru că noi, ca și copii, nu ne-am descurcat cu aceste trăiri puternice, pentru că noi, noi ca și. Ca și persoane mature sau uh, copii, noi nu putem să trăim aceste uh, emoții de unii singuri. da. Și atunci, ca și copii, noi avem nevoie de o mamă sau de un tată care să ne, să ne cuprindă, să ne asculte aceste trăiri. Ei, pentru că n-am avut cu cine să le trăim, atunci o parte, o altă parte sau mai multe părți din noi au zis, hai că noi exilăm, exilăm, dăm la o parte, partea rănită, partea cu trăirile traumei și avem noi grijă da? Ca persoana asta să nu mai simtă durere, Durerea. frică, groază, panică. Da? Și așa iau naștere părțile noastre protectoare. Ei, părțile protectoare, Richard Schwartz le împarte în uh, manageri și pompieri. Managerii sunt părțile noastre cu care, pe care noi le știm foarte bine. Sunt părțile noastre care ne organizează viața, care ne planifică mâncarea, somnul ziua de muncă, da? Deci sunt niște părți cu gândire pe termen lung și ele, părțile astea protectoare ale părților exilate, se asigură să nu intrăm în situații de pericol pentru partea exilată astfel încât asta, partea asta să fie iar speriată, să trăiască ceva dureros. Deci asta fac managerii. Managerii fac o planificare strategică pe termen lung, ne organizează viața astfel încât să nu, să nu mă pun în pericol. Și o să dau un exemplu aici, cum suntem noi terapeuții, dar noi terapeuții avem un stil de viață. Noi zicem că este social, dar nu e mega social, pentru că în cabinet suntem cu o singură persoană, corect? Unul unul la unu, da. Și este o interacțiune foarte safe pentru terapeut, pentru că cealaltă persoană de obicei respectă terapeutul, are multă încredere, deci eu nu prea sunt în pericol ca terapeut. Da? Și atunci un manager de al meu, din, unul din, din uh, interiorul meu, a zis, domnule, știi ceva, uite, hai să facem meseria asta, pentru că aici suntem în siguranță. Da? Deci e o planificare strategică. Ce meserie să am? Cu ce fel de persoană să mă căsătoresc? ce fel de hobby-uri da? E, e cu gândire pe termen lung. Ei, pompierii sunt, părțile noastre, foarte impulsive, da? Când, când li se pare lor că este o situație de pericol, de pericol. da, imediat acționează. Pun da? furtunul. Exact, pun furtunul, pun furtunul ca să apere partea exilată. Repet, deci managerii, cum știi și tu, managerii și... Și pompierii lucrează cumva împreună astfel încât să nu simtă să nu simțim dureri. Doar că nu ne ajută. nici da? Managerii și pompierii nu ne ajută atunci când intră în, în mecanismele lor de, pro, de protecție. Pentru că ce a funcționat ca protecție când eram mici, nu mai funcționează ca protecție acum când suntem mari. Asta e, asta e situația din păcate. Um... Pentru că mai devreme, pomeneai de, de sine să, să discutăm un pic. Ce reprezintă sinele în modelul terapeutic uh -huh. uh, al sistemelor familiale interne? Uh, Richard Schwartz a văzut la, uh, la majoritatea, nu la toți oamenii, că există o parte pe care foarte mulți dintre noi o căutăm cu tehnici de meditație. Cu, nu știu, cu arte marțiale, cu yoga, cu alte, cu, tot, cu religia, da? Rugăciunea Rugăciune, exact. Deci sunt um, toți căutăm partea aceea din noi care seamănă cu Dumnezeu. Adică este o parte care e înțeleaptă, care este plină de compasiune, care este curioasă față de celelalte părți interne. Este o parte bună la suflet, e o parte foarte deșteaptă, cu o gândire matură. Da? Deci, sinele nostru este cumva partea aceea, nu știu, divină din noi, dacă vrem să o numim așa, din fiecare dintre noi, care nu e atinsă de traumă. Deci, prin orice am fi trecut noi în viața noastră, acest sine rămâne sănătos rămâne adult, rămâne uh, curios, deschis și plin de compasiune. Are el aceste calități, uh, de, a fi, uh, de a fi foarte bun la suflet. Deci ăsta este sinele. Uh, iar noi căutăm în creșterea noastră să avem tot mai mult contact cu sinele, pentru că noi avem în viața noastră de zi cu zi avem foarte mult contact cu managerii noștri. Da, ne trezim de dimineață și zicem ce avem de făcut azi și începem să planificăm. Și apoi, dintr-o dată, pac, apare un pompier care îmi strică ziua, da? pentru că, uite, mă cert cu nu știu cine, mă cert cu copilul, mă cert cu persoana iubită, da? apare un pompier pe care n-am putut să-l gestionez pentru că nu am o relație cu el, cu pompierul respectiv. Ei, dacă noi ne apropiem de sinele nostru și intrăm tot mai mult în contact cu sinele, um, sinele nostru va fi va prelua conducerea. Nu vor, nu vor mai fi doi, trei manageri interni, ci va fi sinele care conduce. Și atunci suntem mult mai în siguranță cu sinele la conducere. Sigur, e multă muncă să ajungem acolo, dar merită să să, să mergem pe drumul ăsta. Ce este inovativ mm. la această metodă? Ce îmi place mie la metoda asta și ce este inovativ este că ne ajută să ne răspundem la întrebarea Cine sunt eu? Ne ajută să ne răspundem la întrebarea cum să fac să mă iubesc. Da? Pentru că astea sunt întrebările terapeutice cele mai importante. Cum, cine sunt eu? Uite cine sunt. Sunt o mulțime de părți. Sunt un sistem familial intern. Partea 1, niște părți rănite am, am sinele, am niște părți exilate. Doamne, ce ce, ce multitudine de, de personaje am eu în mine. Da? Deci ă, asta este, ă, asta este inovativ. De asemenea, mă ajută metoda asta să nu, mai, ă, să nu mă mai gândesc că sunt defectă cu totul. Nu, am o parte din mine care e mai ciudățică, care intră în mecanism de apărare din prima, care se ceartă cu toată lumea sau care, din potrivă, e foarte leneșă. Deci eu nu sunt toată leneșă. Nu toată Otilia e leneșă. Nu toată Otilia e certăreață. O parte. Și atunci există multă speranță în mine că dacă eu reușesc să mă apropii de partea asta și să o cunosc mai bine, da, atunci mă simt și mai bine în lumea asta. Da, deci asta, asta mi se pare inovativ. De asemenea, la întrebarea ce, cum să fac să mă iubesc. Uite cum să fac să mă iubesc. Am sinele asta al meu. M-am pe mine. Am 10 părți în fața mea. Cum fac eu să mă port cu fiecare dintre ele? e ca și cum aș avea 10 copii și cum mă iubesc eu pe mine dezvoltând o relație cu fiecare din cei 10 copii ai mei interior, da? Majoritatea părților ăstora, manageri, pompieri, exilate, sunt copii sunt părți de copil, majoritatea deci în, în sensul ăsta văd eu metoda inovativă că e foarte clară și foarte foarte structurată dă, dă, e, e ca și cum ne dă un algoritm de cum să, cum să ne cunoaștem mai bine în ce măsură uh, constrângerile și, pentru că un alt concept întâlnit în carte e la ace acela de poveri? Uh, poveri personale, dar și poveri uh, moștenite. Și pentru că îți mărturisesc citind această carte, uh, luând individul ca sistem, apoi luând familia ca sistem, luând societatea ca sistem, am dus așa spre un soi de. Uh, Psihologia familiei și, uh, aș spune eu, și psihologie socială. Da. Uh, asta, am, asta am simțit eu, mă rog, având formare și pe psihologie, și pe so uh, sociologie, ca facultate. Ca ce, ce e interesant că ai dus-o și în zona socială. Da, o da, dar am dus-o în zona socială și mă gândeam, mă gândeam, am făcut, sincer să spun, am făcut și niște. Referiri la, asta am simțit eu, niște referiri la uh, psihologia transpersonală sau la, la traumele transgeneraționale, pentru că el vorbește despre aceste poveri uh, moștenite, uh -huh. poveri culturale. Adică da. societatea uh, impactează sau își pune, să spunem, amprenta asupra familiei, la rândul său. Relațiile și dinamica uh, relațiilor de familie își pun apreda asupra individului. Da. da. De la curg de la una la alta. Și mă gândesc da. acum, în ce măsură aceste, uh, da, nu știu, da. limitări, constrângeri, poveri culturale moștenite ne afectează nouă părțile ca indivizi? Uh, ni le afectează în sensul că uh, părțile mele, să zicem că eu am o astfel de parte împovărată de niște generații de bunici. Mamă, bunică, străbunică, străbunic, unchi și așa mai departe. Dar să zicem că eu am astfel o astfel de parte. Uh, mulți dintre noi avem, eu îmi știu o astfel de parte. Atunci, uh, cu ce mă ajută să știu că sunt împovărată? De la alte generații, este că eu pot să mă uit la partea asta și să spun, măi, cam 80% din durerea ta nu e a ta. Hai să mergem să vedem și să o dăm așa altora, să facem, nu știu, să facem un ritual, să facem ceva, astfel încât să o dăm înapoi. Uh, pentru că partea mea a preluat această povară transgenerațională din loialitate da? din loialitate față de familie, din loialitate față de țara mea, față de cultura mea, eu preiau un pic sau un pic mai mult din povara străbunilor mei. Și atunci dacă eu vă treaba asta și mă duc și dau 20% la bunica, 30% la străbunica și așa mai departe, partea mea rămâne împovărată cu o traumă proprie, adică din propria mea viață. Mă, ia să văd eu, din durerea asta, din perfecționismul ăsta, din gelozia asta pe care o am, din, nu știu, din ce mă doare pe mine în viața mea, din, din agresivitatea pe care o manifest. Ia să văd eu cât este a mea și cât este a străbunilor. Sigur că nu e ușor să facem exercițiul ăsta de unii singuri, da? E important să facem treaba asta cu un terapeut și ideal cu cineva care cunoaște terapia sistemelor sau măcar un pic de terapie transgenerațională, dar în felul ăsta ne impactează. Părțile și în felul ăsta regăsim poverile astea moștenite despre care vorbește Richard Schwartz în interiorul nostru. Apropo de poveri, bine, autorul ia ca model de discuție, să zicem, Societatea Americană. Uh -huh. Și vine cu niște exemple foarte concrete pe care noi le, le știm. Atât da. cât știm despre societatea americană. Și spune el aici: Poverile americane moștenite. Da. Faptul că Statele Unite poartă în spate nenumărate și felurite de poveri moștenite. Rasismul, patriarhatul, pe care cel puțin patriarhatul îl găsim și în cultura noastră, da. individualismul, materialismul și apoi le, le, le ia pe fiecare. La un moment dat, am Ce mi s-a părut interesant, am găsit un, un mic sub, sub capitol micuț de tot Polarizarea și amestecul de roluri din interiorul uh, familial Și mă gândeam cum se potențează alianțele familiale într-o familie polarizată Și el aici dă un exemplu uh -huh. uh, care m-a șocat, nu mă rog, un picuț da. Pentru că găsim și în societatea românească sau în istoricul unor familii, până și în memoria noastră colectivă și în istoria colectivă, vedem niște traume venite de la părinții noștri, vedem un sistem în care am trăit, sistemul comunist, cel puțin 40-45 de ani, ce a fost înainte de asta. Adică toate astea își pun, cum spuneam, amprenta și asupra noastră. Și spune, putem observa de asemenea faptul că secretele întețesc conflictele și potențează alianțele familiale. Și dă un exemplu. Mama e lesbiană și arogantă. Tatăl este profesor și se duce elevele. Bunicul își molestează nepoata. Mama bea toată ziua și a încercat să se un sinucidă de trei ori. Alberto, în vârstă de 17 ani, este noaptea pe fereastră, se trăiește cu prietenii și se drogează. Și multe, multe alte astfel de, de exemple. Da, da. Uh, da. Familii uh, se... disfuncționale. Sigur că da, da. Uh, Într-adevăr, Știm din terapia de familie și nu numai, știm și din viața noastră că secretele uh, pun presiune pe toți membrii unei familii. Secretele uh, pe care nici nu trebuie să le știm conștient, pentru că sistemul familial îl are acolo, în mijlocul sufrageriei, este acel elefant roz, nu? Uh, despre care tot vorbim, că e acolo și nu-l vedem. Uh, deci, secretele pun presiune pe, pe noi, ca oameni, să le păstrăm și pentru că avem presiune pusă pe sufletul nostru, pe psihicul nostru, este ca și cum ne încovoaie coloana vertebrală și ne face să facem niște nefăcute. Ne face să, să facem lucruri rele, ne face să rănim pe ceilalți și să rănim persoane apropiate și să ne rănim pe noi înșine. Deci secretele sunt foarte, foarte nocive pentru familie. De aia e bine ca uh, toate, se mă rog, da, ca secretele să fie dezvăluite. Uh, trebuie să facem diferența între secret și uh, intimitate, da? o, o chestiune legată de intimitate care nu-i privește pe toți membrii familiei, uh, dar ceea ce este secret um, ne încovaie, din păcate, și asta um, poate cu ajutorul terapiei, cu ajutorul unui terapeut. Uh, e bine să, să, le scoatem la suprafață, cum ar fi secretele pe care le-ai menționat, le -ai menționat adineauri. Astea mă gândesc că probabil că momentul cel mai sensibil este acela când ești pe canapeaua psihoterapeutului și vorbești despre aceste uh, secrete, da? secrete de uh, familie care tu ca individ, făcând parte din acest sistem din familie, uh, și-au pus amprenta așa asupra ta, nu există ca impediment în dezvăluirea acestor secrete uh, sentimentul de rușine? Ba, sau, de, da. sau, de, sau de vinovăție de cumva? Cu... Mă gândesc acum la un soi de complicitate. Am știut da. despre un lucru pe care l-am ținut secret și da. cumva complice la... Da. la abuzul respectiv. Să zicem, da. da. Da, da, da. Da, pentru că secretele acoperă un abuz. Orice fel de abuz o fie el. Deci, practic, dacă eu știu un secret, pe de o parte, mi este rușine că am fost părtaș, am întreținut abuzul respectiv, nu? Eu participând la, la păstrarea secretului. Deci, pe de o parte, mi-e rușine, pe de altă parte, mă simt vinovat, vinovată că trădez. Trădez pe cineva apropiat. Deci, atunci când eu dezvălui secrete despre despre familia mea sau despre mine, mă încearcă și trăiesc profund sentimente de rușine, de vinovăție și de de teamă că trădez, de teamă că, că nu mai sunt loial agresorului, care agresor a fost cineva apropiat. Mm -hmm. Pot, da. uh, un picuț m-aș duce poate și în zona uh, somatică și aș face mm -hmm. o legătură pot părțile să afecteze direct corpul? Da, 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 părțile de obicei, de obicei sunt într-o parte din corp. De exemplu, în terapia sistemelor a lui Richard Schwartz, una din întrebările pe care o pune terapeutul și pe care o pun și eu este unde simți această parte în corpul tău? Hai să invităm partea asta din tine să vină acum cu noi. Și clientul da, clientul zice ok și atunci întrebăm unde o simți? O simți în interiorul corpului tău, o simți în afara corpului tău, o vezi undeva în depărtare? Și de cele mai multe ori o simțim în corp. O simțim sub formă de o senzație uh, uh, corporală. Asta e. Deci da, sunt în corpul nostru și uneori părți pe care le neglijăm, părți care uh, țipă pentru atenția noastră, pentru a fi înțelese, se transformă în ne fac să ne îmbolnăvim. Asta se întâmplă. Sau ne, face să, ne fac să ne pierdem din funcționalități. Ne, ne pierdem vederea, ne pierdem auzul, ne pierdem o facultate mentală, de exemplu. Da? Deci părțile astea au mare nevoie de noi și atunci e ca și cum sapă, sapă, sapă în interiorul nostru până se produce o rană. Bolile autoimune... Sunt, sunt date de părți uh, ale noastre care, pe care nu le vedem și care sunt agresive cu o altă parte internă a noastră. Uh -huh. Bolile degenerative, da. bolile grave da. și uite, gând, am, am, chestia asta, apropo de ce spuneai, mă duce cu gândul, și da? <gântu> aș spune chiar inevitabil uh, la cartea lui Gabor Mate, Mitul Normalității, apropo de da. cultură toxică. Uhum. când vorbește despre incidența polilor uh, la, la femei uh, arteroscleroză uh, da. osteoporoză și așa mai departe uh, o incidență destul de mare cel puțin în, ultimii, în ultimele două decenii da da și atât că, da. Uh, da, pentru că nu da pentru că femeile în general nu și exteriorizează furia și atunci furia rămâne în interior, adică o parte a mea care, care simte furie se înfurie pe o altă parte a mea și atunci de aia apare boala, pentru că e o agresiune internă foarte puternică. Mm. Dragii noștri, am vorbit astăzi pe marginea cărții Terapia Sistemelor Familiale Interne, Dinamica Părților Noastre Interioare în Procesul de Vindecare și Integrare, o carte publicată în portofoliul editurii Herald de Colecția Psihoterapia de Richard Schwarz și Marta Suzi A fost alături de noi și mulțumim din suflet Otilia Mantelers, psiholog, psihoterapeut. Vă recomandăm această carte pentru că, așa cum spunea și Otilia, nu este o carte doar pentru specialiști, doar pentru psihologi și psihoterapeuți, așa că cu siguranță vă va prinde foarte bine această a acestei cărți. Vă mulțumim din suflet că ați fost alături de noi și ne dăm întâlnire la un nou episod de cărți deschise pentru minții deschise. Până atunci să aveți o zi superbă și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!